Declarația politică se numește Guvernul Câțu, un nou guvern Boc pentru lucrătorii bugetari. Domnule președinte, dragi salariați bugetari, dragi colegi, la propunerea ministrului Muncii, Guvernul Câțu a aprobat joi un memorandum prin care a stabilit așa numite principii complet antisociale pentru reanalizarea și modificarea cadrului legal de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. Un document ce va schimba principiile de salarizare a bugetarilor, care va descuraja performanța, stabilitatea și eforturile de a păstra în țară angajații tineri din sănătate și asistență socială. În baza acestui memorandum, în 30 de zile, ministerele vor transmite propuneri privind politica de salarizare în sistemul public, conform acestei solicitări a Ministrului Muncii. Confederațiile sindicale au fost invitate în mod formal pentru discutarea acestui memorandum, însă chiar în ziua ședinței de guvern, la ora când acestea protestau în fața guvernului. Prevederile din memorandum indică o plafonare a sporurilor la 20% din salariul angajatului și nu la 30% din fondul de salarii al angajatorului, așa cum apare în actuala lege de salarizare, ceea ce poate reduce veniturile angajaților din spitale cu sume între 20 și 35%. Atragem atenția că veniturile specialiștilor din anestezie terapie intensivă, unitățile de primiri urgențe, secțiile de boli infecțioase, pneumoftiziologie, morfopatologie, medicină legală, etc., sporurile dețin o componentă importantă. Astfel, pierderile lucrătorilor din aceste departamente pot fi substanțiale. Plata orilor de gardă în zile de sâmbătă, duminică și în sărbători legale se face acum cu spor de 75% conform legislației. Aplicarea prevederilor din memorandum poate duce însă la scăderea importantă a acestor tarife orare. În același fel pot fi afectate veniturile tuturor lucrătorilor care asigură continuitatea în spitale publice. Acordarea de sporuri cu ghilimele de rigoare pentru performanță, cum se prevede în memorandum, nu este fezabilă în sănătate și asistență socială, deoarece sporurile constituie sume plătite pentru locurile de muncă în condițiile de muncă și nu prime, în timp ce în instituțiile publice va stimula doar clientela și nu performanța. Este inacceptabilă modificarea legii salarizării fără un motiv întemeiat și fără discuții prealabile cu partenerii sociali. Doamna ministru Raluca Turcan este deputat de 17 ani, iar în perioada neagră a anilor 2009-2011 l-a susținut ca deputat PDL, pe fostul președinte Traian Băsescu și guvernul Boc, cu toate proiectele lor antisociale, prin care au tăiat sporurile, salariile cu 25% și a fost concediat masiv personalul din sectorul bugetar. De aceea respingem intențiile doamnei ministru Raluca Turcan și ale actualei coaliții guvernamentale susținute de domnia sa și îi cerem public să renunțe la toate inițiativele de reducere a salariilor personalului bugetar din administrație, sănătate și asistență socială și să revină la aplicarea legii salarizării. Vă mulțumesc alături de toți lucrătorii bugetari din România, Ringo Dămureanu, deputat Aur de Dolj, președintele Comisiei pentru Constituționalitate.